Putem începe? Bună dimineața! Bine ați revenit la prezentarea rapoartelor de monitorizare elaborate de misiunea Promolex de monitorizare a legilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Astăzi vom prezenta cel de-al cincilea raport intermediar, care se referă la perioada de monitorizare și informațiile colectate de observatorii Promolex în intervalul 14-28 octombrie și în ceea ce privește perioada de monitorizare a finanțării partidelor politice, cer scuze, candidaților în alegeri, intervalul 10-23 octombrie 2020. Tradițional, partenerii noștri au rămas neschimbați. Mulțumim pe această cale donatorilor care susțin financiar și tehnic misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor. Este vorba de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională USAID. Este vorba de Fundația Soros Moldova, care finanțează misiunea, cofinanțează misiunea prin intermediul a două proiecte. Unul în ceea ce privește monitorizarea discursului instigator la ură, inclusiv în perioada campaniei electorale, și al doilea în ceea ce privește asigurarea cu echipament de protecție a tuturor observatorilor Promolex implicați în monitorizarea procesului electoral și aspecte de monitorizare a exercitării dreptului de vot în regiunea transnistriană și diasporă. În ultimul rând, mulțumim și colegilor noștri de la Consiliul Europei, care la fel au contribuit financiar în ceea ce privește monitorizarea procesului electoral în secțiile de votare constituite pentru alegătorii noștri care vor exercita dreptul de vot peste hotarele țării. Și evident, pe această cale țin să mulțumesc și traducătorilor și partenerilor noștri de la European Platform for Democratic Election, care ne ajută cu traducerea evenimentelor noastre de presă și transmisiunea online în limbile engleză și rusă. Reiterez scopul rapoartelor intermediare elaborate de misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor. Sunt destul de simple. În primul rând, urmărim scopul de a preveni eventuale noi cazuri negative care sunt fixate în rapoartele actuale. În al doilea rând, scopul de a informa societatea în ansamblu despre mersul procesului electoral din perspectiva observatorilor Promolex. Evident, sesizarea autorităților despre eventualele nereguli depistate de observatorii Promolex în procesul de monitorizare a alegerilor. Și, în ultimul rând, țin să subliniez că ceea ce este menționat în rapoartele noastre publice este opinia Asociației Promolex, misiunii Promolex de monitorizare a alegerilor și în niciun caz nu reflectă neapărat și opinia partenerilor noștri sau donatorilor noștri. La fel, la capitolul introducere aș vrea să atrag atenția încă o dată la faptul că toate, inclusiv probele care sunt colectate de observatorii noștri, sunt plasate pe pagina electoralamonitor.md, dar pe această pagină pot plasa evenimente sau fapte importante în context electoral, oricare alegător care a văzut ceva relevant în context electoral. Inclusiv în ziua alegerilor vor fi disponibile mecanismele de pe pagina electoralamonitor.md pentru a pasa acele fotografii, înregistrări video sau alte situații care se vor întâmpla în ziua alegerilor, care vor fi la fel analizate și prelucrate de către observatorii Promolex. În ultimul rând, vreau să mulțumesc în special tuturor colegilor observatori care în această perioadă destul de complicată au mers în teritoriu
și au îndeplinit conștiincios atribuțiile de observator, au colectat informațiile relevante în context electoral și au făcut vizitele în teritoriile de care sunt responsabile și, la fel, vreau să mulțumesc tuturor colegilor observatori pe termen scurt, care, în ziua de 1 noiembrie, vor trebui să meargă la secțiile de votare și să asigure monitorizarea procesului electoral în ziua alegerilor. În mod deosebit, aș vrea să mulțumesc acelor colegi observatori pe termen scurt care au fost recrutați, au fost instruiți pentru a fi implicați în activitate, dar sunt în calitate de rezervă și sperăm noi să nu avem nevoie să îi implicăm, așa încât ei să rămână cu acea instruire în calitate de observatori și eventual posibilitatea implicărilor în turul 2 de scrutin în cazul în care el o să aibă loc sau alte alegeri. Pentru că experiența sau instruirea de care au beneficiat este ceva util pentru ei. Acum o să trec nemijlocit la prezentarea constatărilor noastre din cel de-al cincilea raport de monitorizare. Tradițional, începem de la acele prevederi defectuoase sau bune ale cadrului legal care au afectat sau vor influența activitatea în acest scrutin. În primul rând, vrem să salutăm decizia Comisiei Electorale Centrale, adoptată în ceea ce privește cu asigurarea gratuită a tuturor alegătorilor care nu au posibilitate să-și procure singuri acele materiale de protecție individuală care sunt necesare atunci când se prezintă în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot. Aici vorbim de pachetul minim, mască de protecție care va fi asigurată inclusiv gratuit tuturor celor care nu vor avea această mască, dezinfectantul și efectuarea termometriei la intrare în secție de votare și, nu în ultimul rând, în cazul în care va fi necesar, inclusiv asigurarea cu mănuși pentru acele persoane care eventual vor prezenta anumite simptome caracteristice îmbolnăvirii COVID-19. Aici, la fel, vreau să atrag atenția la faptul că Comisia Electorală Centrală a modificat prevederile regulamentelor interne în ceea ce privește depunerea în ziua alegerilor a acelor declarații însoțite de certificate medicale în cazul în care persoana este bolnavă. Asta înseamnă că Comisia Electorală Centrală a acceptat o procedură simplificată, adică dacă vreo persoană care vine în ziua alegerilor la secția de votare și prezintă simptome caracteristice COVID-19, fără certificat medical, vor fi incluse în listele de votare la locul aflării și lor până la ora 15 nu li se va permite accesul în secția de votare, dar la ei se va deplasa echipa de funcționari electorali și ei își vor putea exercita dreptul de vot la domiciliu. Doar pentru persoanele care eventual cu caracteristici cu simptome COVID, caracteristice cu COVID-19 se vor prezenta după orele 15, pentru ei la fel va fi asigurat un coridor verde, așa încât ei să poată să-și exercite în regim cât mai rapid dreptul lor electoral, după care funcționarii electorali vor efectua eventual dezinfectarea acelor suprafețe cu care a intrat în contact persoana respectivă. La fel, trebuie să atragem și să atragem atenția și să salutăm pe această cale adoptarea de către Comisia Electorală Centrală a hotărârii 4390 din 20.10.2020 în ceea ce privește combaterea fenomenului de transportare organizată a alegătorilor în ziua alegerilor. Acest fenomen a marcat mult timp
procesul electoral în ziua alegerilor și sperăm noi că această hotărâre va pune punct sau cel puțin va diminua din acest fenomen. Astfel, noi încă o dată vrem să atragem atenția tuturor cetățenilor că în ziua alegerilor este interzisă transportarea organizată a alegătorilor. Respectiv, autoritățile, până la proba contrară, adică până la cercetările de rigoare, vor considera că este transportarea organizată a alegătorilor, orice deplasare cu autoturisme, capacitatea mai mare de 8 persoane, care nu dețin documentele corespunzătoare. Fie documentele că este un autobuz, microbuz de rută obișnuită, fie că este vorba de deplasare în bază de contract a anumitor persoane la locul obișnuit de muncă și fie este vorba de taxi care a eliberat bonul corespunzător. Deci tot ceea ce este în cadrul legal, în limita legislației, este permis, nu este permisă transportarea organizată a alegătorilor. Deci orice situație care nu va avea un contract, o prevedere legală, poate fi interpretată ca transportare organizată și organele de drept vor trebui să inițieze cercetările de rigoare corespunzătoare. Din punctul nostru de vedere, hotărârea Comisiei Electorale Centrale poate fi îmbunătățită și aici atragem atenție inclusiv la faptul că, din punctul nostru de vedere, poate fi transportare organizată alegătorilor, utilizarea automobililor cu capacitatea mai mică de 8 persoane, dar dacă se fac câteva rute intenționat, adică se face transportarea de câteva ori pe parcursul zilei. Și sperăm noi că organele de drept intervină și în aceste situații. Totuși, cu regret, trebuie să menționăm și faptul că Comisia Electorală Centrală a ieșuat în a modifica regulamentul în ceea ce privește utilizarea echipamentelor video în ziua alegerilor. Aici o să vreau să fac o introducere în ceea ce privește înregistrarea video parcursul zilei. Ea a fost decisă cu scurt timp înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Atunci Comisia Electorală Centrală a cheltuit 10 milioane de lei pentru achiziționarea echipamentelor video care urmau să înregistreze tot procesul electoral fără transmisiune live, dar urma să înregistreze tot procesul electoral din fiecare secție de votare, de la deschiderea secției de votare până la totalizarea rezultatelor votării. Echipamentul respectiv urma să fie dotat cu echipamente care permit înregistrarea cel puțin 256 gigabits de memorie. Suficient pentru înregistrarea tuturor procedurilor electorale. Cu regret, cu 3 zile în ajun de alegeri locale generale din 2019, Comisia Electorală Centrală și-a schimbat propriul regulament și a decis că înregistrarea video se va face doar pe parcursul pregătirii secției de votare pentru votare, adică până la orele 7:00, sigilarea urnelor, etc., etc., și ulterior, deja după orele 21:00, când are loc procedura de totalizare, numărarea voturilor, totalizarea rezultatelor. Și nu este efectuată înregistrarea video parcursul zilei votării. În contextul în care a scăzut dramatic numărul de observatori care monitorizează procesul electoral. Observatori naționali din partea organizațiilor neguvernamentale cu 45% comparativ cu scrutinul parlamentar din 2019 și observatori internaționali cu 60% comparativ cu scrutinul parlamentar din 2019. Niciun concurent electoral nu are acoperire 100% prin observatori la toate secțiile de votare. Coaliția pentru Alegeri Libere și Colecte a solicitat Comisiei Electorale Centrale să efectueze înregistrarea video
a întregului proces electoral pe parcursul atât a turului 2, cât și a turului 1 de scrutin. Cu regret, Comisia Electorală Centrală, în ședința din 28 octombrie, nu a reușit să adopte cu o majoritate de voturi propunerile de modificare a regulamentului care au parvenit de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte și, în acest fel, înregistrarea video va fi făcută doar parțial. Legat de prestația organelor electorale, tradițional vom atrage atenția la acreditarea observatorilor. Deja am făcut câteva referințe anterior despre acest aspect. În ultimele două săptămâni, care se referă la perioada noastră de monitorizare, Comisia Electorală Centrală a acreditat 1153 observatori, dintre care 965 observatori naționali și 181 observatori internaționali. Astfel, în total, până la momentul de față, Comisia Electorală Centrală a acreditat 2182 observatori, dintre care 1883 naționali și 299 observatori internaționali. Am făcut referire și comparație cu scrutinul din 2019 parlamentar. Atunci au fost acreditați în total 4165 observatori, dintre care 3389 naționali și 776 observatori internaționali. Am zis că scăderea numărului de observatori este semnificativă, cel puțin 45% la capitolul observatori naționali și 60% observatori internaționali. Legat de efectuarea sondajelor de opinie în perioada electorală, trebuie să atragem atenție că codul electoral prevede înștiințarea obligatorie a Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea sondajelor de opinie în perioada electorală și, cu regret, au fost atestate mai multe cazuri în care companiile sau actorii care au inițiat sau efectuat sondaje de opinie au admis anumite devieri de la aceste prevederi, fie nu au înregistrat în termen, nu au științat în termen Comisiei Electorală Centrală, fie nu au subliniat toate aspectele metodologice care, în baza cărora se efectuează sondajele de opinie, eșantionul, cine este comanditarul acestor sondaje, etc. În ultimul rând, trebuie să atragem atenție că pe data de 28 în spațiul public au apărut mai multe informații referitor la organizarea unui sondaj de tip exit poll, adică de ieșire la urne de tip exit poll, care urma să fie organizat în parteneriat de organizațiile Watchdog, Institutul Politicii Publice, CBS Research. Totuși, atragem atenția că metodologia și eșantionul acestor instrumente nu au fost prezentate Comisiei Electorale Centrale. La fel, suntem de acord cu Comisia Electorală Centrală că colectarea prin telefon în ziua alegerilor a informațiilor despre procesul electoral, în situația în care agitația electorală în ziua alegerilor este interzisă, poate fi interpretată ca agitație electorală atât timp cât metodologic nu este descris mecanismul de protecție. Și doi la mână, într-adevăr, poate fi încălcat secretul votului în timpul colectării acestor informații, la fel, pornind de la situația că metodologic nu este descris foarte clar cum secretul votului este asigurat. Din aceste considerente, susținem în linii mari poziția adoptată de către Comisia Electorală Centrală cu referire la acest subiect. Legat de tirajul buletinilor de vot, să încercăm să prezentăm câteva cifre. În total, ultimele date prezentate public de Comisia Electorală Centrală reflectă că în registrul de stat a alegătorilor sunt incluși 3.287.140 de alegători și Comisia Electorală Centrală a aprobat un tiraj total de 2.934.017 buletine de vot.
Adică diferența este de 353 de 1123 buletine de vot, mai puține decât numărul de alegători incluși în registrul de stat a alegătorilor. Totuși, evident, ulterior vom face și o comparație cu listele electorale de bază, care să fie o situație mai aproape decât cu informația din registrul de stat a alegătorilor. Trebuie să atragem atenție la anumite devieri care deja sunt vizibile. În primul rând, pentru regiunea transnistreană, unde sunt înregistrați în registrul de stat a alegătorilor 256.203 alegători, au fost aprobat tirajul de 124.000 de buletine de vot, adică mai puțin cu 132.203 buletine de vot. Sunt și câteva creșteri, adică aprobarea unor tiraje mai mari decât numărul de alegători incluși în registrul de stat a alegătorilor. În primul rând este vorba de municipiul Chișinău, unde sunt incluși în listele electorale 638.282, în registrul de stat a alegătorilor, 638.282 alegători și au fost aprobat tirajul de 647.084 buletini de vot, adică cu 8.802 buletini mai mult decât numărul de alegători incluși în registrul de stat. Și avem devieri la două raioane destul de mici ca număr de populație. În primul rând este vorba de raionul Dubăsari, unde în potrivit registrului de stat alegătorilor sunt 28.956 alegători, fiind aprobată decizia de editare și tipărire a 29.956 buletini de vot, adică cu 1.000 de buletini de vot mai mult, și Taraclia, 34.204 buletini, persoane în registru de stat alegătorilor și 34.704 buletini de vot, adică cu 500 buletini de vot mai multe decât persoane incluse în registru de stat al alegătorilor. Astea sunt top 3 unități administrativ-teritoriale nivelul 2, unde numărul de persoane incluse în registrul de stat a alegătorilor este mai mic decât tirajul buletinilor de vot. Dar sunt diferențe și de ordinul câteva sute, inclusiv până la 300 de buletini de vot per unitate administrativ-teritorială. Ziceam mai sus despre acreditarea observatorilor de către concurenții electorali. Aici trebuie să atragem atenția că, potrivit informațiilor colectate de observatorii noștri, la nivelul consiliilor electorale de circumscripție au fost acreditați în total 3.043 observatori. Reiterez, secții de votare în total, pe țară, inclusiv cele din regiunea transnistreană și diaspora, va fi de 2.134 de secții de votare. Cei mai mulți observatori acreditați sunt de la Partidul Politic Șor, 914 persoane, candidatul independent Igor Dodon, 831, domnul Satăi, partidul nostru, 820, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, 475, restul concurenților, candidaților au mai puțini observatori acreditați. Respectiv, după cum am menționat, niciun concurent electoral nu are observatori în fiecare secție de votare, în sensul prevăzut de articolul 68 Cod Electoral. Respectiv, cel mai probabil, nu vor putea efectua calcule paralele, calitative, în ceea ce privește numărarea în paralela voturilor. Sunt câteva raioane în care, în genere, se pare că nu au fost înregistrați observatori, cel puțin aceste informații nu au fost adoptate sau nu au fost adoptate hotărârile corespunzătoare în termenul prevăzut de lege. Și aceste raioane sunt, în primul rând, municipiul Chișinău și raioanele Briceni, Dondușeni, Hâncești, Ieloveni, Ocniță, Strășeni, Ștefan Vodă, Șoldănești, Ungheni.
Și ultimul aspect la care aș fi vrut să atrag atenția legat de activitatea organelor electorale ține de nerespectarea condițiilor sanitare. Am zis că este foarte bine că se dotează cu tot echipamentul necesar organele electorale, dar în afară de dotare, ele trebuie să fie și respectate. Cu regret, observatorii noștri, cam un sfert din organele electorale au atestat diferite devieri, fie nu este efectuată termometrie, fie nu se poartă mască, etc., etc. Sperăm noi că aceste neajunsuri să nu aibă loc și să nu fie vizibile în ziua alegerilor. Legat de funcționarea și deschiderea secțiilor de votare din regiunea transnistreană sau pentru alegătorii din regiunea transnistreană, aici trebuie să subliniem că, cu regret, continuă opunerea reprezentanților administrației publice locale, locuitorilor din cel puțin 4 localități, Hârboveț, Gura Băicului, Varnița și Hagimus, în ceea ce privește deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Eu cred că încă nu este târziu, pe ultima sută de metri, să fie adoptate decizii de consens, de compromis între autoritățile publice, autoritățile administrației publice locale, locuitorii din aceste localități, așa încât să fie o funcționare eficientă și normală a acestor secții de votare, în care alegătorii din regiunea transnistreană care vor să-și exercite liber și conștient și informat dreptul său electoral să poată să vină să facă acest lucru în aceste secții de votare. Nu putem să trecem cu vedere apelul unui concurent electoral, domnul Năstase, cu referire la încercarea de a mobiliza cetățenii și a apăra dreptul de vot împotriva fraudei votului prin intermediul alegătorilor din regiunea transnistreană. Aici trebuie să subliniem că există prevederi legislative care pot duce la aplicarea sancțiunilor în privința persoanelor care blochează arterele de transport sau blochează activitatea organelor electorale și nu permit alegătorilor să-și exercite dreptul la vot. Și totodată atragem atenția că oricare cetățean care cunoaște informații despre aplicarea anumitor acțiuni sau întreprinderea anumitor acțiuni care sunt contrare legii, care sunt contrare prevederilor codului penal, în cazul în care ei rețin o persoană suspectă de comiterea unei infracțiuni, spre exemplu transportarea organizată a alegătorilor, ei urmează să asigure transmiterea acestei persoane în adresa organelor de drept, care sunt unicele organe care sunt în drept și trebuie să cerceteze aceste cazuri. Rolul cetățenilor este în a colabora cu reprezentanții organelor de drept și nu a se opune reprezentanților organelor de drept. Legat de aspectele de organizare a secțiilor de votare peste hotare, am vrut să atragem atenția, în special alegătorilor de peste hotare, că pe ultima sută de metri, datorită acelor evoluții îngrijorătoare, inclusiv negative pe alocuri, legate de pandemia COVID-19, mai multe țări au venit cu reacții pe ultima sută de metri în ceea ce privește sau care poate afecta exercitarea dreptului de vot. De asta rugămintea noastră către alegătorii din Germania, Franța, Azerbaijan, Irlanda, Spania, Israel să consulte paginile ambasadelor, misiunilor diplomatice din aceste țări, să consulte pagina Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Comisiei Electorale Centrale, pentru a fi la curent cu ultimele evoluții în ceea ce privește posibilitățile de deplasare sau aflare în spații deschise în aceste țări sau eventual chiar și alte țări. Respectiv, din câte am văzut, misiunile diplomatice prin intermediul
funcționarilor diplomatici încearcă să depună efort pentru a facilita accesul cetățenilor noștri la secțiile de votare. Sunt publicate pe alocuri acele documente care trebuie să fie deținute de cetățenii noștri atunci când merg la votare, documente confirmative care atestă că ei merg în scop argumentat pentru exercitarea dreptului de vot. Dar, legat de organizarea secțiilor de votare peste hotare, venim și cu un aspect mai puțin plăcut din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește completarea funcționarilor, membrilor birourilor electorale din registrul funcționarilor electorali. La conferința de presă precedentă, atunci când am prezentat cel de-al patrulea raport, am subliniat această problemă, ea se observă și la secțiile de votare constituite peste hotare ale țării. 80% din toți funcționarii electorali care vor fi implicați peste hotare ale țării sunt detașați aparent din registrul funcționarilor electorali. Pe de altă parte, am recepționat plângeri de la conaționalii noștri din diaspora care se află declarativ, din punctul lor de vedere cel puțin, în registrul funcționarilor electorali, au depus cereri chiar și ei nu au fost luați în calcul. Din acest considerent, suspiciunile noastre rezonabile cu privire la gestionarea registrului funcționarilor electorali sunt în picioare și ele trebuie înlăturate neapărat. Legat de soluționarea litigiilor electorale, trebuie să atragem atenția la câteva aspecte. În primul rând, cu regret continuă ping-pongul instituțional atunci când instituțiile implicate în soluționarea litigiilor electorale își declină competența în favoarea sau în defavoarea unei alte entități. Și acest ping-pong instituționalizat cu regret continuă, pe de altă parte, noi observăm că Comisia Electorală Centrală cu regret nu examinează în termen și cu operativitate demersurile înregistrate de inclusiv concurenții electorali în adresa Comisiei Electorale Centrale și trebuie să menționăm că anumite demersuri înregistrate de concurenții electorali denotă activități din partea contracandidaților care tehnic pot fi sancționate, inclusiv cu excluderea din cursă. Și faptul că Comisia Electorală Centrală tergiversează examinarea acestor demersuri este inexplicabil. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există anumite contradicții între prevederile codului electoral și codului administrativ, prin care sunt soluționate acele litigii electorale, și faptul că deficiențele sau contradicțiile dintre aceste două legi practic privează contestatarii de dreptul la un recurs efectiv. Deci majoritatea contestațiilor examinate de către instanțele de judecată sunt declarate inadmisibile pe motive de nerespectare fie a codului electoral, fie a codului administrativ. Câteva aspecte despre listele electorale. Trebuie să atragem atenția că observatorii noștri pe termen lung au mers în vizite la organele electorale și au încercat să obțină acces, să vadă și să facă verificarea listelor electorale. Cu regret, cel puțin în 20% din secțiile de votare vizitate, observatorilor li s-a interzis accesul la listele electorale. Fapt care este în contradicție cu drepturile garantate a observatorilor și șterbește din imaginea atât a organelor electorale, cât și din încrederea față de calitatea acestor liste. Legat de listele electorale, o altă problemă atestată de observatorii noștri este transmiterea cu întârziere acestor liste de la Comisia Electorală Centrală în adresa organelor electorale sau primăriilor și sperăm noi că această întârziere se datorează exclusiv acestor condiții pandemice care există în țară.
Nu în ultimul rând, observatorii noștri, inclusiv în baza interviurilor cu registratorii și funcționarii electorali, atestă totuși un număr destul de sporit de erori în listele electorale. Cu regret, sunt încă în listele electorale persoane decedate, sunt foarte multe erori de adrese, există cazuri când alegătorii sunt atribuiți eronat la alte localitate sau, din contră, nu se regăsesc în listele electorale. În acest sens, facem un apel către toți alegătorii să utilizeze platforma digitală disponibilă pe pagina Comisiei Electorale Centrale, unde fiecare alegător poate să se verifice la care secție de votare este arondat, așa încât să nu piardă timp, eventual, în ziua alegerilor. În special, pornind de la faptul că pe ultima sută de metri, destul de multe secții de votare își schimbă adresele lor obișnuite, anume din condiții pandemice. Legat de prestația administrației publice locale, o să reiterez ceea ce am menționat și mai sus, declinarea din partea Consiliului Municipal Chișinău a dreptului de a nominaliza funcționari electorali în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare și, practic, detașarea acestor persoane din numele Registrului Funcționarilor Electorali, gestionat de Comisia Electorală Centrală. Și, în ultimul rând, trebuie să atragem atenția la un fenomen care a luat amploare, în special în acest scrutin. Este vorba de plecarea în concedii pe cont proprii, de cele mai dese ori, a mai multor funcționari publici, anume pentru a face campanie pentru anumiți concurenți electorali. Cel puțin 52 de cazuri înregistrate de observatorii noștri, când reprezentanții administrațiilor publice locale de diferit nivel, fie nivelul 1, fie nivelul 2, au plecat în concediu pe cont propriu pentru a face campanie, dar cu regret. Foarte puțini din ei sunt înregistrați oficial la organele electorale în calitate de persoane de încredere care, în conformitate cu prevederile codului electoral, pot face agitație electorală activă în favoarea concurenților electorali pe care îi simpatizează. Legat de prestația concurenților electorali, am atestat prin intermediul observatorilor noștri că campania electorală devine din ce în ce mai activă, fiind atestate un număr mai sporit de activități de campanie comparativ cu perioada de monitorizare precedentă. Observatorii au atestat cel puțin 992 cazuri de activități de agitație electorală. În continuare, atestăm implicarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, simpatizanților acesteia, membrilor acesteia, în activitățile de campanie în favoarea și în susținerea candidatului independent Igor Dodon. Se observă anumite activități de informare din partea anumitor concurenți electorali pentru alegătorii din diasporă, prin intermediul, în special, rețelelor online, interviurilor, live-urilor, răspundere la întrebări din partea cetățenilor din diasporă, etc., etc. Și, cu regret, nu am văzut astfel de situații în ceea ce privește alegătorii noștri din regiunea Transnistriană. Unica situație în care un singur concurent electoral, Dorin Chirutacă, a încercat să meargă în stânga Nistrului și nu a fost lăsat să treacă, a fost înregistrat de observatorii noștri. Pe de altă parte, am înregistrat și declarația doamnei Cristina Lesnic, viceprim-ministru pentru reintegrare, care a menționat că niciun concurent electoral nu s-a adresat cu vreo cerere sau cu vreun demers în adresa biroului de reintegrare pentru a face activități de campanie în stânga Nistrului. Totodată, trebuie să subliniem că, potrivit codului electoral, nu există o obligație din partea concurenților electorali
să informeze administrația publică centrală despre efectuarea cărorva acțiuni de campanie, indiferent de locul desfășurării acestora, și pe de altă parte, biroul pentru reintegrare oricum este în incapacitate de a asigura desfășurarea liberă a activităților de campanie în stânga Nistrului. Legat de activitățile de campanie desfășurate de concurenții electorali, noi trebuie să subliniem că au fost atestate cel puțin 24 cazuri noi care pot fi calificate drept utilizare de resurse administrative. Cu regret, în majoritatea cazurilor este vorba de campania domnului Igor Dodon, 21 de cazuri și 3 cazuri de activități în favoarea domnului Deliu. În mare parte, cazurile de utilizare a resurselor administrative se manifestă prin implicarea funcționarilor publici în timpul orelor de lucru la evenimente de agitație electorală, deci 17 din 24 cazuri, 3 cazuri în care evenimentele organizate din banii administrației publice locale sunt preluate și la ele sunt invitate candidații care indirect profită de aceste evenimente și fac campanie electorală. În toate 3 cazuri este vorba de domnul Dodon și 4 cazuri de asumare de merite pentru activități sau pentru lucrări de infrastructură, pentru anumite avantaje pe care le obțin cetățenii, lucrări sau activități care sunt realizate de către alte entități, iar candidatul își asumă meritul pentru acestea. Toate 4 cazuri este vorba de domnul Dodon. Cu regret, 2 cazuri atestate de observatorii noștri care pot fi calificate drept coruperea alegătorilor. În ambele situații este vorba de simpatizanți sau persoane care au făcut agitație electorală în favoarea domnului Dodon. Cel puțin 5 cazuri de implicare a persoanelor străine sau imaginii instituțiilor de stat în adică imaginea ale persoanelor străine și imaginea ale instituțiilor de stat în activitățile de campanie. În 3 cazuri este vorba de doamna Maia Sandu, câte un caz Igor Dodon și Dorin Chirtoacă. 6 cazuri de implicare a cultelor religioase în campania electorală, în toate 6 cazuri fiind vorba de implicarea în favoarea candidatului independent Igor Dodon. Cu regret, 9 cazuri care pot fi calificate drept încălcarea regulilor sanitare epidemiologice la activitățile de agitație electorală și primele 9 cazuri de intimidare, distrugere a billboard-urilor, materialelor de agitație electorală. Deci, din câte se vede, tensiunea pe final de campanie crește și aici trebuie să facem un apel la calm către toți cei implicați în procesul electoral, indiferent de pe ce parte a baricadei sau de partea cărui concurent electoral sunt. Câteva chestiuni legate de finanțarea campaniei electorale. Cu regret, Violeta Ivanov și Partidul Politic Șor așa și nu au reușit să deschidă cont bancar fond electoral și respectiv în mare parte campania lor este efectuată din donații materiale. Legat de donații din partea partidelor politice, peste 12 salarii medii pe economie, s-a atestat transferul din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr în favoarea concurentului electoral Andrei Năstase, peste acest plafon, adică 200.000 de lei au fost transferate. Problema suplimentară ține de faptul că nu a fost depusă o declarație inițială despre existența resurselor în cont.
Dacă vorbim de totaluri, putem să zicem că în aceste două săptămâni de referință, care le-am menționat mai devreme, adică 10-23 octombrie 2020, concurenții electorali au colectat venituri de circa 6 milioane de lei, având în sold cam 1,5 milioane de lei și au cheltuit un pic peste 7 milioane de lei. Partea proastă că pentru anumite activități vizibile, de tip agitatori, voluntari care sunt implicați în activitățile de campanie, niciun concurent electoral nu a declarat costuri. Respectiv, dacă o să facem o totalizare și estimare tuturor costurilor nedeclarate pentru toate activitățile de campanie, fie că e vorba de publicitate, transport, telefonie, agitatori, voluntari, presă scrisă, etc., etc., vom vedea că pe aceste două săptămâni de campanie, estimările noastre menționează că cam 3,8 milioane de lei nu au fost raportate de către concurenții electorali. Dacă să ne uităm pe fiecare concurent, aparent estimările noastre menționează următoarele. Doamna Violeta Ivanov nu ar fi raportat peste 1,5 milioane de lei, domnul Dodon peste 900 milioane lei, Andrei Năstase peste 500 mii lei, Renata Usatăi peste 290 mii lei, Maia Sandu peste 280 mii lei, Octavian Țicu peste 74 mii lei, domnul Deliu peste 60 de mii lei și Dorin Chertoacă peste 26 mii lei. Ultimele aspecte de prestație a concurenților electorali din perspectiva unor chestiuni mai negative de campanie, vorbim aici de discursul de ură și instigare la discriminare, cu regret atestăm noi cazuri de utilizare a acestui discurs. În mare parte, 52 situații noi în care concurenții electorali, candidații nemijlocit au folosit discursul de ură și instigare la discriminare. Cu regret, iarăși domnul Renato Usatăi pare să facă uz cel mai des de aceste instrumente. 46 din 52 situații se referă la dumnealui. Domnul Andrei Năstase, 3 situații și domnii Chertoacă și Dodon, câte situații și doamna Violeta Ivanov, o situație. Pe de altă parte, vedem că în afară de acele 52 situații, pentru că o bună parte dintre ele vizează contracandidații, atunci când vorbim de faptul că discursul de ură este utilizat împotriva concurenților electorali de alte persoane decât contracandidații, am atestat 24 de cazuri, în mare parte ele au vizat domnul Dodon 5 situații, Maia Sandu 4 situații, Violeta Ivanov 3 situații, Chertoacă 2 situații, Usatăi o situație. Dacă vorbim de educație electorală, aici trebuie să subliniem faptul că inclusiv Asociația Promolex desfășoară campanie de educație civică și electorală apolitică sub sloganul Ai Vot. Noi am organizat în parteneriat cu Teleradio Moldova dezbateri televizate și radio. Noi am elaborat un spot de educație civică, un spot social de educație civică care a fost transmis inclusiv prin online la radio și la TV. Noi am desfășurat și campanii de informare, inclusiv online, pentru alegătorii noștri, inclusiv din țară, pentru alegătorii noștri din regiunea transnistriană și din diasporă, despre aspecte importante ale procesului electoral. Activitățile noastre au fost desfășurate în parteneriat cu colegii noștri de la ADEPT, API, ROCHET, care au beneficiat de mini-granturi din partea Asociației Promolex din cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID.
Și în ultimul rând am desfășurat și activități de informare pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Ziceam anterior că cu regret concurenții electorali nu s-au aventurat să facă nici campanie electorală în această regiune și cu regret nici educație electorală. Noi am încercat să sensibilizăm alegătorii din regiunea transnistreană prin intermediul mijloacelor disponibile, adică online, pe locuri, colaborare cu portaluri de televiziune online și radio din regiunea transnistreană și am făcut spoturi de informare despre ceea ce se întâmplă în context electoral sau urmează să se întâmple în context electoral. La fel, activități de informare a alegătorilor organizat și Comisia Electorală Centrală prin intermediul Centrului de Instruire Continuă CIGDE. Cam astea au fost aspectele la care am vrut să atrag atenția în această conferință de presă. Totuși, înainte de a finaliza, aș vrea să atrag atenția și la faptul că în ziua alegerilor noi vom organiza conferințe de presă la orele 9:30, 14:30. În cadrul acestor conferințe de presă noi vom prezenta informații despre mersul procesului electoral și la fel vom plasa două comunicate de presă în jurul orelor 19:30, 22:30, adică nu vom organiza conferință, doar vom plasa pe pagina noastră comunicatele despre mersul procesului electoral. Țin să subliniez că tradițional în ziua alegerilor noi nu vom da nume de concurenți electorali de candidați pentru a nu influența opinia alegătorilor, vom povesti doar ceea ce am văzut cu depersonalizarea datelor concurenților electorali. Și în ultimul rând, sper să ne revedem pe data de 2 noiembrie 2020, adică a doua zi după scrutin. Tradițional, la orele 10:30 în această sală de conferințe, unde vom prezenta o numărare parțială, eșantionată a voturilor din cele 608 secții de votare, unde noi vom avea observatori statici. Așa încât să vedem dacă rezultatele care vor fi anunțate un pic mai devreme de către Comisia Electorală Centrală, preliminare, oficiale, sunt în corespundere cu acele date care au fost colectate inclusiv de observatorii noștri, direct din fiecare secție de votare din cele 608, unde vom avea observatori statici. Cam astea au fost aspectele principale la care am vrut să atrag atenție. Dacă nu sunt întrebări, eu o să închei aici și o să-mi permit încă o dată să fac un apel către alegătorii din Republica Moldova care au vot. Votul lor este o putere. În ziua alegerilor, pe data de 1 noiembrie 2020, fiecare dintre ei și fiecare dintre noi poate să meargă la secția de votare, fie să sancționeze pe cineva prin neaplicarea ștampilei votat în dreptul acestui candidat, fie să promoveze pe cineva să-l ajute să câștige acel scrutin prin aplicarea ștampilei votat în dreptul acestuia. Important este să ne prezentăm la vot în condiții de siguranță pe care le-am descris și în acest fel să contribuim la democratizarea societății noastre și numirea în funcție, hai să zicem așa, a președintelui Republicii Moldova pentru un următor mandat de 4 ani de zile. Astea fiind spus, eu încă o dată vă mulțumesc mult pentru atenție și ne revedem sănătoși pe data de 2 noiembrie 2020, la orele 10:30, cel târziu, atunci când vom prezenta rezultatele numărării parțiale a voturilor. Mulțumesc!